lei cu până la 10 ani garanție. Arctic, Beko, Samsung, LG, Zanussi. Cuptoare cu microunde Arctic la 199 lei. Tabletă Dual Core la numai 239 lei cu până la 3 ani garanție. Peste 20 de modele de aragazuri cu prețuri începând de la 449 lei. Televizoare LED, Smart TV, 3D la cele mai mici prețuri începând de la 379 lei. Teletec, Reghin, strada Iernuțeni, numărul 41, în stația de maxi-taxi spre Târgu Mureș. Telefon fax 0265 511 781. Sirenă? Prințesă din basme sau o rochie simplă? Alegerea rochiei de mireasă perfectă este un pas important pentru o nuntă de vis. Salonul Andreea din Reghin vă oferă o varietate bogată de rochii de mireasă și de ocazie, create de producători români și internaționali, cu o experiență de peste 20 de ani în domeniu. Ne găsiți în Reghin, pe strada Duzilor, numărul 33, sau la telefon 0757 174 823. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Florin Groza de la Haikyuu și vă spun că în spatele unui profil frumos se pot ascunde intenții periculoase. Tu, cui dai accept? O campanie de prevenire a pornografiei infantile pe internet, susținută de Poliția Română. Fiecare noapte after party cu DJ Ionuț Cioloca la Radio Galaxia Reghin 96,3 FM. Și normal, live, în același timp, 96,3 FM, Radio Galaxia. Reginul în direct, sunt Ghiță Zileru și, normal, muzica este viața mea. Invitatul meu, nimeni altul decât Dan Philip. Mulțumesc, Dane, pentru faptul că ai acceptat invitația și bun venit. Bine te-am găsit. Un prieten vechi, dar nu de prietenie este vorba neapărat aici, ci este vorba despre un suflet care, iată, de ani și ani și ani, este implicat în ceea ce înseamnă muzica în Reghin. Este un instrumentist deosebit, este un om deosebit și, cum să vă spun, în momentul în care îl privești, îți dai seama, nu există, cred că, eveniment în care să fie o transmisiune live și Dan să nu fie pe acolo. De ce? Pentru că este unul dintre oamenii de bază în
ansamblul, nu, pot să spun, ansamblul de la Casa de Cultură, da? Da, da, colectivul, așa, colectivul Casei de Cultură, bun, și acolo, oricum, fiind vorba despre muzică populară, în special, dar nu numai, pentru că are o carieră așa cum trebuie să fie pentru cineva care iubește muzica și, într-adevăr, este un om indispensabil. Haideți să luăm așa, l-am periat destul, bun, haideți să trecem la lucruri serioase. În primul rând, haideți să te prezentăm așa în câteva cuvinte. Cine ești tu, de fapt? Un reghinean, simplu reghinean, de 47 de ani la ora asta. Mulți înainte. Chirurganii nu le spun pentru da. Că... Da. E secret. Da, e secret, bun. Care îi place să lucrească în Reghin, să facă activitate culturală, să ajute, să aibă prieteni, în general, un reghinean. Un reghinean. Și de ce muzică? Adică puteai să faci orice altceva? Cred că datorită părinților mei, în special al mamei, care m-a drumat spre o carieră muzicală, bineînțeles, începând cu școala de muzică, de pe clasa întâia, când trebuia să mergem la școala de muzică, în paralel cu școala primară care o făceam, și la indicațiile ei, și la îndrumările ei, și insistențele ei, și așa mai departe, am reușit să urmez această cale. Uite, eu vreau să te întreb așa, din prima, pentru că merită să sublinem un lucru. Mă, noi trebuie să fim mândri de faptul că avem școala asta de muzică în Reghin. Face atât de mult bine, a făcut și face, încât la un moment dat, când știi că erau niște zvonuri, că s-ar putea să dispară, eu am rămas așa, mă, nu există, nu, șocat, nu există, nu se poate. E foarte important să o avem, pentru că trebuie să avem aceleași șanse ca și cei din Târgu Mureș. De exemplu, cei de la Mureș, da, au școala de arte, da, au liceul de arte, da, au tot. Noi la Reghin aveam școala de muzică, noi și Sighișoara, atâta mai eram cu, da, din cunoștințele mele, ca școala de atât muzică. Atât și era. E o pepinieră. Primul rând, a doua școală. Un copil care merge la două școli, că așa e o școală, chiar dacă e de absolut, muzică, absolut, primește educația de două ori, să zic așa. Da. Plus, învață un instrument, un comportament, o disciplină, mi se pare un lucru foarte bun. Și o pepinieră pentru următorii care vin în spatele nostru, că nu se începe și nu se termină la noi. Absolut. Muzica și muzicanții și așa mai departe. Dacă luăm așa, ai... Ce instrument ai studiat în școala de muzică? Adică da, eu asta sunt curios, da, acolo. În școala de muzică am studiat vioara. Am făcut 8 ani de vioară cu regretatul profesor Boțean Petru. Vorbesc de el pentru că dacă nu era el, poate că, bine, poate era altul, dar da, el a fost, el a fost, el mi-a pus el bazele, remarcă, bazele viorii. După care am mai derivat și la alte instrumente, din curiozitate, autodidact sau așa, cu prietenii, o chitară, armonie, mă refer, da, chitară, bas și ulterior contrabasul. Contrabasul care, la care m-am specializat mai bine decât... Da, da. Și la care toată lumea te cunoaște în momentul da, în care... Care acum, sincer, știi, în momentul în care e vorba, a, da, da, contrabas. Mă asociază de, lumea asociază, cu numele, cu chipul și cu fizicul, după da, contrabas. Da, bun. Acum, dacă... Vom sări de la una la alta, că nu e nicio nicio regulă. Problemă. Da, e greu să cânți la contrabas. Mie mi se pare, nu știu, un instrument impunător, în primul rând, da? Păi da, el se impune într-o orchestră prin coloratură și ritmică. Deci basul e unul singur. În general. Da. Într-o orchestră un singur bas este. În general, mă da, refer. Sunt și alte orchestre care au mai mulți bas sau mai ales alea sinfonice unde da, e necesar. Da. Dar la populară, basul impune ritmul, impune coloratura acordurilor. Nu e greu, dar după ce ai învățat. Absolut. Mie nu mi se pare greu. Da. Sunt în... Fiecare instrument e greu în felul lui. Fiecare instrument. Bun. Și haideți să spunem, ai școala de muzică, bun, ok, 8 ani de zile ai studiat vioara, după care... După care știi cum e. Ca orice copil care a terminat o școală, adică, bine, eu acum vorbesc... Că da, îmi pare bine că am făcut. Atunci mi-a părut bine că am scăpat. Că ai scăpat. Da. Am scăpat de... Am făcut cele 8 clase care le-am da, făcut și nu m-am dus la liceu de artă mai departe ca să fac în continuare vioara. Am renunțat. Am mers alte școli, alte da, probleme. Bom. Dar am redescoperit după aceea vioara.
chitara și toate, ducându-mă la clubul Tineretului pe vremea aceea, când eram noi în anii 80. Așa, așa. Acel club al Tineretului. Clubul te, actuala casă de cultură Tineretului, George Enescu. Acolo l-am întâlnit pe domnul Conțiu. Da. Toată lumea știe pe domnul Conțiu. Da. Nu are Ionica, e clar, deci Ionica, da? Nu ai ce face asta, ești cunoscut. Și eram foarte tineri, și el, și eu. Și chiar și eu pe acolo. Și, da, acolo am întâlnit nici mai doi, da? Chiar și eu pe acolo, da. Sunt vreo 30 de ani de atunci, da, așa. Da. Și am redescoperit vioara. Am început să cânt, cu domnul Conțiu, bineînțeles. Dânsul era și atunci și acum dirijor, pentru că el e perseverent. Și am făcut lucruri frumoase împreună. Doar că ulterior am văzut că la bas era cineva, nu mai țin minte, sau chiar dacă țin minte nu vreau să spun, da. Era cineva la bas atunci, pe vremea aia, care parcă pe mine nu mă mulțumea la cum oricum, sună. Cum sună. Și după repetiții încercam singur să iau basul, dar de ce nu sună așa cum aș vrea eu să sune, să sune mie în ureche. Au trecut poate că un an, poate doi, poate trei, nici nu știu cât s-au trecut, când o zis Ionica odată, domnul Conțiu, așa, bine îmi primiți Ionica, pentru că suntem prieteni. Da, sigur, nu ne zice, Dane, nu a venit basistul, ia tu basul. Ei, de atunci, din momentul ăla, am rămas la contrabas. Am lăsat vioara, nu de tot, doar în orchestră. Da. Altfel mai cânt și la vioara. Și am rămas la contrabas. Și cu contrabasul sunt și în ziua de azi. Deci, ți-am spus, lumea te identifică cu contrabasul. Nu știu, mie mi se pare. Ca și întrebare curios, cel care din afară și nu știe foarte multe despre instrumente, ci doar așa ce prinde. Acum e ușor să intri pe net, nu vreau asta, da? Ci pur și simplu să te întreb, ești pentru contrabasul ăsta clasic, deci forma lui, am văzut în ziua de astăzi tot felul de stilizări de nu știu ce, e neapărat, sună la fel? Că nu știu, nu înțeleg, în afară de impactul vizual, mai există ceva sau ce? Păi, ce cum să zic, contrabasul? Contrabas este ăsta standard, cel care... Da. Îl știe toată lumea și cel electric, care să cânți la el, îi trebuie cabluri, îi trebuie stații, nu sunt adeptul nici a viorilor electrice, nici a contrabasului electric, nici a instrumentelor electrice. Natural, da. Mi se pare mult mai interesant, mult mai natural, mai frumos. Da. Practic, la muzica populară e și normal. Și la clasică, da, și la clasică. De fapt, la clasică e clar. Valurile astea de alt gen de muzică au adus și alte, tot instrumentele, dar altfel. Sunete, se caută mai interesante, mai procesate, mai, știu, prin cablu poți să faci ce vrei. Da. Natural nu prea reușești. Nu prea merge. Bun, haideți să zicem, Clubul Tineretului, Ionica, da, probabil că au apărut spectacolele, da? Bun. Da. Eu nu vreau să judec sau ceva, dar cum? Haideți să facem așa puțin. Cum simțeai atunci spectacole, publicul, să spunem, și ulterior așa în timp? Nu știu, să spunem, cel de la ultimul spectacol pe care l-ai avut. Haideți să o luăm așa. Deci, simplu, părere, da, fără... E o perioadă foarte lungă. Nu pot să zic că simt la fel acum cum am simțit atunci sau undeva în perioada de mijloc. Pentru că atunci eram foarte emoționați. Ne-am ocupat de niște lucrări foarte mari cu domnul Conțiu, a făcut festivalul, tu mai ții minte, în mod sigur, Flori de pe Mureș, cu domnul Mam, care era atunci domnul director al Clubului Tineretului, așa era, mie tot asta vine să spun și asta așa era. Așa e, lasă liniștit, eu le-am spus și celor de astăzi de acolo, să nu se supere, a intrat în limbaj, o viață întreagă, e greu. Exact, da. Noi știm despre ce e vorba. Da, știm. Cum au rămas astea, reperele, la Borotea, Maghiarăghin, știu eu, Căliman, exact, Căliman și așa mai departe. Au rămas astea, da, sigur, clubul tău au rămas. Da, ca și Dallas și Texas, da. Deci exact. Îmi pare rău, da, bun. Atunci ne-am apucat de niște lucrări foarte, foarte mari. Am avut curaj, adică cel mai mare curaj l-a avut Ionica, care dirija, și domnul Man, care oricum era organizator. Da, absolut. Eu, bineînțeles, n-am ieșit așa de tare în evidență, nici mie nu-mi place să ies chiar așa de în evidență, place mai mult locul 2. Nu știu, așa e firea mea. Te împing în față, te ajut, te propulsez, dar lasă-mă pe mine să stau puțin în umbră, nu chiar în întuneric, că nici ăla nu-mi place. Da, așa undeva la mijloc. Locul 2 e bine. Și atunci simțeam așa că facem ceva ce nu mai făcut nimeni. Și într-adevăr, aici Reghin sau să zic un județ, probabil, nu făceau la ora aia. Nici era festival de muzică populară atunci. Așa de amploare. Am avut ocazia să cântăm cu niște foarte mari cântăreți de acum, rapsozi de acum, care acum sunt mari, Furduian, cu Mariana Anghel, reghetatul Dragan Montean, Tămaș, nici nu vine Pomohaci, nu vine înainte numele fiecăruia, dar atunci la debut, atunci participau
Nu ca invitați, ca și concurenți. Asta e. Aici vreau să ajung. Așa, ca bun. Și atunci deja era o chestie foarte interesantă. Cu Ionuț Folia, vreau să spun că am mâncat ciorbă din aceeași farfurie. Pentru că așa eram atunci. E, ulterior s-a schimbat puțin viața mea, am plecat de la club și m-am dus, a fost chemat la ansamblu Mureșu. Bun, uite, acum, pentru că normal trebuie să urmeze o pauză, știți cu toții, inclusiv Dan, o scurtă pauză după care revenim cu episodul ansamblu Mureșu și ceea ce... Și continuarea, pentru că, într-adevăr, viața lui este cu adevărat savuroasă. Pauză și revenim. Tradițiile și viitorul. Radio Galaxia Reghin. Muzică populară autentică. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.dareghintv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. 1228, prima testare documentară a Reghinului. 1427, Reghinul este amintit pentru prima dată ca târg. 1951, se construiește prima vioară la Reghin. 1955, echipa de fotbal Avântul Reghin promovează în divizia A. 1994, localitatea este ridicată la rang de municipiu. Descoperă și tu istoria Reghinului în fiecare săptămână la Da Reghin TV, alături de profesorul Ioan Costea. Ce înseamnă Jurnal de Reghin? Pentru mine, muncă, echilibru și dorința de a face mai mult pentru orașul meu. Dorința de a prezenta evenimentele clar și obiectiv. Întotdeauna am fost și vom fi acolo unde se întâmplă, ceea ce contează cu adevărat pentru Reghin, pentru orașul nostru al tuturor. Pentru că la noi, indiferent de culoare politică sau naționalitate, toți au libertatea de a vorbi. Libertatea de exprimare și lipsa cenzurii ne face mult mai puternici, pentru că informația înseamnă putere. Informația înseamnă o viață mai bună. Pentru tine, pentru Reghin, pentru voi, suntem noi aici. Pentru că aici se întâmplă, aici afli. Urmărește singurul grupaj informativ de știri locale în Reghin. Urmărește Jurnal de Reghin. Jurnal de Reghin, emisiune ce a obținut premiul pentru cea mai bună știre de televiziune în cadrul SimFest 2013, singurul festival de televiziune din țară dedicat producătorilor independenți și televiziunilor locale sau regionale. Revenit în direct, Reghinul în direct, la Darighin TV, pe sticlă, pe micul ecran, dacă doriți, și bineînțeles, live în același timp, pe 96,3 FM, Radio Galaxia. Sunt Ghiță Zileru, muzica este viața mea, Dan Filip, invitatul meu, o viață, într-adevăr, în care muzica a fost elementul principal.
cu povestea vieții lui, am ajuns la momentul Mureș, Târgu Mureș, da? Da. Ansamblul Mureșul, ei, de la Clubul Tineretului, să ne ierte cei care sunt așa, Casa de Cultură a Tineretului George Enescu, dar în acea vreme era Clubul Tineretului și când zeci de ani ai stat sub același acoperiș și asta era denumirea, e foarte greu să scoți din vocabular și oricum e prietenesc. Bun, Ansamblul Mureșul, da. Altă experiență. În 95 a fost chemat chiar de Reghineanu, că tot Reghineanu e dirijorul Bambozoli, să mă duc la Ansamblul Mureșul să fiu instrumentist la contrabas. Pentru că noi, între timp, când făceam la Clubul Tineretului, făceam acele festivaluri și spectacole, colaboram și cu ei, că erau din Reghin. Ei erau tot sub bagheta lui Ionică. După care ei au mers la Ansamblul Mureșul și amintindu-și de mine, că uite măi, Dănuț, așa, acolo fiind un contrabasist care trebuia să iasă la pensie, am zis, haide să fii tu să-l locuiești. Adică cum ar veni să-l locuiesc neapărat, să cânt acolo. Da, clar, e ok, să faci parte dintre ei. Am mers acolo, am câștigat cea mai vastă experiență. Deci aici cântam, sigur, cântam cum cântă oricine, știi? Dar acolo deja am văzut profesionalismul. Deci trebuia, îți era impusă armonia, îți era scrisă pe note. Aha. Aici cântam după ureche. Acolo deja Zoli, fiind dirijorul de acolo, de la un ansamblu profesionist oricum, scria absolut pe note tot. Iar reamintește-ți, Dani, repede în Cheafa, la contrabas cânti din Cheafa, toate notele, absolut de la mi la mi de sus, ca să vezi unde te afli, ce e acolo. Impusă armonia, tu deja nu mai gândești cu mintea ta. Trebuie să gândești ce scris acolo. Exact. Oameni de valoare, oameni care cântă foarte bine și ziua de azi acolo și mi-era rușine să nu știu. Și mergând acolo o jumătate de an ca probă, eram în probe, am făcut rost de toate partiturile, le-am învățat pe de rost și ne-am dus ca și probă de lucru, cum ar veni examenul. Era director atunci domnul Titi Boantă, acolo la ansamblu, a zis, uite, mergem în Egipt. Și dacă în Egipt te descurci, fără partituri și fără alte, așa. Rămâi la ansamblu, dacă nu, la revedere. Îți dai seama ce m-am panicat și o trebuie să știu tot. Dacă soția mă întreba noaptea, spune-mi someșul cum începe, spuneam notele, deci clar, acolo nu discutăm. E, după 10 ani, am venit la Casa de Cultură de la Reghin. Pentru că, între timp, lucrurile s-au schimbat, Ionica a devenit director a Casei de Cultură, Eugen Nicoara, actuala, așa, noi ziceam Palatul Culturistic, așa ziceam dacă eram tinerei, și a zis, Dane, eu am lucrat cu tine, vreau să lucrez mai departe cu tine, dacă tu vrei, te vreau și eu. Bun, perfect, sigur. Și tu ai revenit acasă, practic. Am revenit acasă din două motive. Unul, pentru că am fost chemat de Ionică în același context, adică în aceeași branșă, nu am fost chemat în altă meserie, tot în ceea ce am făcut eu până acum, și mi s-a născut copilul. E, aici că ți s-a născut copilul, ajunge la partea cea mai frumoasă, adică trebuie să povestești puțin cum se împacă viața unui artist, scenă, turnee, în afară de Egipt, stați liniștiți că a umplat în toată lumea. O să-l mai întreb așa puțin câteva amănunte, din care îmi amintesc și eu, trăind în acea perioadă. Cum s-a împăcat viața de artist cu familia? Vreau să spun că și cu ocazia asta, dacă soția mea se uită... Să sperăm așa. Că îi mulțumesc că mă înțelege. Adică e greu să fii soție de muzicant. Părerea mea. M-a înțeles totdeauna, m-a susținut 100%, deci fără nicio problemă. Și culmea, pe copilul meu l-am îndrumat tot spre aceeași branșă, așa că nu mai are unul, are doi. Are doi, acum, casă, care muzicanți. Asta ca să fii mulțumită, că ai făcut alegerea bună. Alegerea bună. Bun, deci ăsta e cel mai important lucru. Dacă acasă e înțelegere și familia te ajută, te susține, e clar că ți-e mult mai ușor să mergi mai departe. Ce puțin mie, sper că și ei. Nu se plânge, nu reproșează. Și eu încerc să fiu foarte... cât de cât blând în chestiile astea. Înțeleg. Știi, vezi că îmi trebuie cam așa. Nu mi-ai spus, păi nu ți-am spus, dar tu trebuia să știi. Sau știu eu alte. Vezi că am venit de acolo, mă duc dincolo. Foarte aglomerată treaba. Acum suntem doi. Vezi că ne trebuie. Vezi că vrem să mergem și așa mai departe. Bun. Acum
Haideți să spunem, eu am doar un amănunt. Și eu eram la Clubul Tineretului atunci și eu foarte, cum să zic așa, nu cu invidie, la modul cinstit. Deci îți spun foarte, dar așa, ei se duc în Franța, cred că era. Sau, da. Franța, 90. Că ei se duc în Franța. Bun, pentru noi, unde se duc, auzi? Pe Coasta de Azur. Coasta de Azur, așa, da, bun, Draghignol. Bun. A, bun. Și te rog să povestești puțin așa amănuntele. Cu ce ați mers, în primul rând? Pentru că fazele sunt incredibile. Deci acum noi putem să ne distrăm apropo de aia, dar au trăit. Te rog frumos, doar așa puțin. Deci noi, ca să zic așa, până în 90 cine mai ieși din țară? Adică dintre noi. Da. Cred că niciun. N-aveam cum, așa era atunci. Nu dăm vina pe nimeni, așa au fost atunci. La 90 nu ne-am dus numai până la bulgari sau până la unguri în Ungaria. Ne-am dus direct pe Coasta de Azur în Franța. Din România, fără nicio ieșire niciodată. Nicio ieșire niciodată. Atunci, nu numai noi ca copii, ca tineri, să zic așa, ci și profesorii care erau cu noi, care erau cu noi. Mulți regretați, care nu mai sunt acum, Cuchi, care a fost pustii, era profesor de muzică și așa mai departe. A fost pe Coasta de Azur, direct acolo. Cu ce să mergem? Cu autobuzul. Care? Autobuzul ăla de Sovata. Era autobuz din ăla care închidea ușa cu mâna, știi, și o trage mai tare, că nu sunt închis, leau, că sunt, mă, că e bine așa. Pe vremea aia erau niște cozi infernale la graniță, vamă. La vamă, să treci trebuia 2-3 zile, noi unde să mergem, că... Să stai 2-3 zile acolo, că trebuia să ne întoarcem deja dacă mai stăm acolo. Nu ne credea nimeni că noi vrem să mergem în turneu. La graniță ne-au dat jos din autobuz ca să jucăm și să dansăm și să cântăm, să le dovedim că suntem într-adevăr artiști care trebuie să mergem în Franța să prezentăm în România. Tu îți dai seama? Acolo în Franța, când ne-au văzut aia în localitatea unde a fost așa cu autobuzul, au spus, ăsta la muzeu, vă rugăm frumos, ăsta nu mai umblă. Știu, ăsta e amănuntul pe care rețin, da? Așa, la muzeu și vă dăm alt autobuz. Alt autobuz care era pe perne de aer, până atunci nici nu știam ce e aia, fără arcă, fără așa, dar toți ne-a fost rău. Avea aer condiționat, noi vreau să deschidem geamul, nu se deschidea, de unde? A ajuns acolo, a văzut pentru prima dată în viața noastră, ce puțin vorbesc din numele meu, dar cred că nici ceilalți nu... Ușa care se deschide, cum s-a acum la toate benzinările din oraș. Da. Cu celul, 50 de inși eram în autocar, toți 50 am intrat pe rând în magazinul ăla să se deschide ușa la fiecare. Vânzătorul deja se uita la noi așa cu compătimire sau nu știu cum ce credea el. Nu știu ce credea, e problema lui ce credea. Noi am văzut niște lucruri atunci care nici nu le-am visat. De unde să visez? Că n-ai avut. Dar până acolo, spune-se povestea de pe autostradă, că e genială, e pur, nu se putea întâmpla decât la noi. Noi cum să avem bani ca să cumpărăm de acolo motorină? N-avem cum, că n-ai de unde, ce bani să fie? Și atunci ăsta, șoferul care era un om hotărât, cum ăsta, nu știu, murdar pe mână de toate vazeline, știu, nu așa cu cravată cu dele, a luat un butoi mare de la de 220 de cât o fi, nu știu, de tablă, l-a pus în spatele autobusului, plin cu motorină. De acolo alimenta cu găleata când se termina. E, nici el nemai fiind ieșit, nu știa că sunt parcări pe undeva, sau știu, era autostradă lungă, mai zice, numai se termină motorina, trebuie să oprim să punem motorină. Trăgea pe dreapta cât putea el acolo. Da. Bineînțeles, noi ce să stăm înăuntru, noi ca pe drumul țării, știi, așa, la regii, ieșea la o țigară, bine, atunci nu fumam, dar care mai fuma? Așa. Pe autostradă, toți, înțelegi, ăla cu capota aia sau ce acolo deschisă, să bage motorina cu ăla, pâlnia, cu unul ținea ăla altul cu geaba pe jos, motorina, au venit ăștia carabinieri sau ce-o fi, nu știu, eram în Germania sau unde era, în Germania cred că era. Nu știu cum le spune la aia cu autostrada. Polițiști, oricum. Polițiștii aia de autostradă. Ce faceți? În germană, ei repede să ne ia. Șoferul calm. Stai lejer, că eu acum pun motorină și mă duc. Zicea omul română de la țară, om odinit, om... Noi toți, stai, că și noi plecăm. Îți dai seama ce disperați au fost aia. Nici nu se puteau înțelege. Noi ca iepuri pe autostradă eram în toate părțile. Pericol. Și atunci mergeam mașina. Da, merg cu sute la ora. Și noi lejeri am pus, am alimentat, am închis alea și ne-am dus în treaba noastră. Polițiștii și-au făcut cruce, deși poate nu trebuia. Că ne-am dus de acolo, tu îți dai seama ce... Ce aventură. Da, aventură. Deci asta, apropo de ieșirea noastră. Știi, și acum celor care în ziua de astăzi află tot ce vor în câteva secunde, puțin ne cred. Degeaba sau explic trăit, și la tineret că nu crede că a fost așa. Nu crede că, astea-s poveștea voastră de pe vremea voastră. Bine, să rămân așa că... Da, într-adevăr, ăsta e farmicul. Da, într-adevăr, ceva de vis.
Ai fost în multe turnee, ai fost în țară, afară. Da. Cum e în momentul în care mergi? Nu știu, eu hai să te întreb în primul rând, pentru că în România înțeleg, dar cum e să mergi să cânți afară? Este foarte, foarte plăcut. Înainte să spun la asta, da, te rog. Întrebarea anterioară care mi-a pus-o, cum simt acum spectacolele, te rog. Pe zi ce a trecut și cum am ajuns până în prezent, le simt totul cu o strângere de inimă să iasă bine și să fie în regulă, doar că cu alte răspunderi. Atunci eram numai pentru mine, la început, pentru că eu să nu greșesc. Da. Acum, când lucrez aici, la Casa de Cultură, să nu greșim noi toți, având și orchestra pe care tu o știi, cel puțin, ai auzit-o? Că eu în fiecare seară, fiecare seară o auzi la repetiții, la geamul deschis, că e cald și așa. Deci simțim asta, indiferent de câte urcăm pe scenă, avem o emoție, e constructivă, da, la urmă. Chiar dacă e chestia, să iasă bine, și aceea se numește emoție. Da. Legat de ce zice, cum am fost în Franța, sau chiar ultima dată cu toată orchestra a fost în Franța, într-un spectacol foarte, foarte frumos. Nu mai țin minte exact localitatea acum, că... Sunt foarte multe, nici nu-ți cer asta. Multe, da. E de o sală de 900 de persoane care era făcută cumva în mijlocul a trei orășele, sate, cam cât e Reghinul de mare, cam așa să zic. Ea era, m-a venit pe câmp, în centru. Între ele acolo, așa. 900 de locuri. Am cântat cu orchestra actuală de acum. Am reprezentat România sub cea mai frumoasă formă. S-au ridicat toți în picioare și aplaudau. De nu mai știam ce să le mai cântăm și de câte ori să facem bisca să 900 de oameni. Francezi, nu români. Da, asta e felul în care. Așa ceva, deci cine spune că, măi, uite, mi s-a întors pielea. Da. Așa și da. E. Da, într-adevăr. Deci e apreciată. Acum, haide, foarte apreciată muzica populară românească. Da. Uite, eu te întreb. Încă ceva, pentru că, apropo, neapărat, așa, ca și o minge ridicată la fileu, cum de acești tineri, acești copii la urma urmei, cum de muzică, stai puțin, cum de muzică populară? Pe tine te-am înțeles, bun, așa au fost, valurile, a mers, e de înțeles. Dar la ei, în ziua de astăzi, când, repet, orice altceva, dar nu muzică populară, marea majoritate, chiar dacă un anume gen pe care îl urâm mulți dintre noi, eu cu siguranță, dar nu am ce să fac, asta este, îi acaparează mult mai repede și mult mai ușor, cum de ei totuși muzică populară? O explicație ar fi, cel puțin pentru cei care sunt prezenți acum în orchestră, că ei toți au fost elevi în școli de muzică. Încă un beneficiu. În perioada în care Ionică, așa îmi place să-i spun, domnul Conțiu, că domnul Conțiu doar în oficial. Da. Ionică era profesor de muzică acolo, la școala de muzică. A făcut o pepinieră de orchestră mică, iar cei care au terminat școala de muzică, de populară, mă refer, care au terminat școala de muzică și nu au mai mers mai departe, afară din oraș, știu, în alt, așa, au continuat la Casa de Cultură, actuala Casa de Cultură noastră, tot în populară. Deci el, educându-i acolo, au venit toți cu el frumos la Casa de Cultură, știi, așa ca puii după cloșcă, știi, așa au venit acolo. Eu am fost chemat chiar în momentul în care basistul lor plecase la facultate. Termina 12 clasă și au plecat. Și atunci eu chiar am intrat într-un moment în care aveau nevoie de mine. Și vreau să spun că venind aici în Reghin, am întinerit cel puțin 15 ani. Dacă nu 20. Asta este să lucrez cu tinerii. Bun, încă o scurtă pauză, după care revenim, pentru că Dan mai are de povestit. Mai vreau să vă dau doar așa trei repere. Sunt Orizont, Atlantis și Alfa. Nu are nicio legătură cu muzica populară, cu siguranță, da? Bun, ok, pauză și revenim. Suntem lângă tine. Am urmărit împreună cum s-a dezvoltat orașul. L-am privit împreună cum a trecut prin bune și rele.
Ne-am implicat împreună cu tine și am crezut în viitorul Reghinului. Urmărește Panoramic, o emisiune dedicată evenimentelor ce schimbă orașul nostru. Reghin TV vă invită să descoperim împreună oamenii care scriu istorie, caracterele ce modelează prezentul și ideile ce pot schimba viitorul. Sunt Veturia Fechete și te provoc să schimbăm împreună destine la Senso. O emisiune pentru trecut, prezent și viitor. Tu! Ai curaj să trăiești precum o fac ei? Să spui lucrurile pe care le spun ei? Să crezi în idolii în care cred ei? Să decizi la fel cum o fac ei? Crezi că poți fi ca ei? School TV, singura emisiune realizată integral de licenii reghineni în fiecare vineri seara la Dare din TV. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Ultima parte a emisiunii Reghinul în direct, aici la Dareghin TV, pe sticlă, pe micul ecran și, bineînțeles, live, 96,3 FM, Radio Galaxia, muzica este viața mea, Dan Filip invitat și, bineînțeles, înainte de pauză, ne povestea despre faptul că se simte foarte tânăr lucrând cu acești tineri. E și normal, spiritul este unul superb și dacă vorbim de tineri, tânărul tău băiat l-ai îndrumat spre... Spre muzică, spre ce altceva. Doar că meritul începuturilor băiatului meu îl are tot soția mea. El fiind mic, eu l-am ascultat cu urechile mele, bineînțeles. Și am zis, din asta nu iese nimic. Mă refer muzical. Și soția mea nu m-a ascultat pe mine, l-a luat de mână și l-a dus la examen la școala de muzică. Unde a absolvit, adică a intrat. A intrat chiar printre primii, a ales instrumentul, a ales pian. A terminat 8 clase de pian. Acum cântă la noi în orchestră de muzică populară, la acordeon, Caterii face la acordeon pentru că e necesar ca să fii policalificat. Lucrând cu tinerii, cum am zis că am întinerit cel puțin 15-20 de ani, pentru că la ansamblu noi cam toți eram același leat. Aceleași discuții, aceleași treburi, banalități sau nu. Dar venind de aici am văzut tineretul pur, curat, la inimă, la tot, știi? Noi suntem mai... mai sigur știm că ce suntem și cum suntem și nu prea acceptăm anumite chestii. Noi le știm. Da. Noi venind aici, am văzut pe ei așa de tineri și așa de dornici să învețe. Culmea, nu lucrurile simple îi pasionau, dacă le arătam ceva complicat, aia le trebuia să învețe. Ei, la venind de aici și înțelegându-i pe ei, am putut să-l înțeleg și pe băiatul meu. Asta a fost și motivul meu pentru care, al doilea care ți-am zis că a venit, pentru că s-a născut el și a venit ca să fiu lângă el. Atunci când mergi la școală, se poți să duc la școală. Și ziua de azi, pe clasa 10-a. Și vine cu mine, eu îl duc la școală. Adică îl duc pentru că avem același drum. Deși el întârzie, nu eu, dacă se trezește târziu, știi? Dar totuși, trebuie să-l duc, adică trebuie, îl duc, cu el îl susțin din toate punctele de vedere, mai ales muzical, pentru că l-am îndrumat spre această carieră. Mai carieră, vorbim de muzică populară, contrabas, bun, clar, orchestre. Dar cele trei cuvinte pe care le-a rostit înainte de pauză, Orizont, Atlantis și Alfa, înseamnă cu totul și cu totul altceva. Da. Dar tot muzică, asta e principal. Tot muzică, da. Sunt niște amintiri frumoase. Bine, unele amintiri, altele și sunt actuale încă. Orizont, în anii 80, tu știi, tu-ți mai amintești, 85, 90, până 90,
Am cântat într-o formație de muzică ușoară, care aparținea tot de Clubul Tineretului, că îmi place să spun asta de mie de ori pe zi, dacă trebuie Clubul Tineretului. Muzică ușoară, în care cântam eu, cânta sora mea, cânta ulterior cumnatul meu, că s-au cunoscut acolo și s-au căsătorit, și alți doi băieți tineri care erau din Reghin, tot din Reghin. Și am cântat 5 ani cu spectacole, cum aveam cu muzica populară, aveam și cu muzica ușoară. După care m-am dus în armată în 89 februarie, m-am întors, am prins revoluția acolo, treburi din alea grele, ne-am întors și n-am mai cântat sub aceeași formă, m-am dus la o formație care se numea Atlantis, cu care am cântat 22 de ani, tot muzică ușoară, muzică pentru diferite ocazii, așa, e normal, de plăcere, de, știu eu, tinerețea, dorința de a te exprima prin cântec, te făcea să cânti și altceva, nu numai popular. Și astăzi? Astăzi încă suntem într-o formulă bună și relație bună cu Atlantisul, dar colaborez foarte mult cu o nouă trupă, ce puțin pentru mine, probabil Gay is mai vechi, dar Alpha se numește. Un bun prieten al meu m-a chemat acolo, Elliot, și cu... Elliot, îl cunoaște, tot reginean. Și cu Yoji Aci, tot un prieten de-al meu. De-al nostru. De-al nostru, tot muzean. Da, așa. Îi zice să colaborăm dacă vrei, că uite, ne simțim bine, ne usc. Și am zis, am acceptat. Și așa colaborez și cu ei ca să... Așa este și muzica. Uite, eu mai vreau să te întreb ceva. Da. Nunți, evenimente private de genul ăsta? Sigur că ocazional poți. Ești chemat să mai mergi. Dar astea nu sunt sigure și nu sunt frecvente, să zici, tot timpul, ca să te bazezi pe ele sau știu eu. Da, asta e. Și pentru că am vorbit de asta, știi eu de ce vreau să spun? Ca să ajung la un alt subiect. Așa. La nunți, aprecierea mea, toată cinstea, indiferent cine e, se cântă live. Da. Aici vreau să ajung. Și mi se pare jenant, nici nu știu cuvânt, în momentul în care aud de acolo, în sus, ca și valoare, ca și nume, se folosește playback-ul. Mi se pare, mai ales la muzica populară, de-a dreptul, nu găsesc cuvântul, pentru că nu vreau să jignesc pe nimeni, dar mi se pare jignitor totuși. Ai dreptate, playback-ul de fapt se folosește doar la filmări. Da. Pentru că acolo nu ai altă posibilitate, sună absolut, se filmează videoclipurile, nici eu nu sunt de acord cu această formă de exprimare, playback, adică te invit să-mi cânti, vii fără orchestră, vii cu un negativ sau, adică cu negativ e mai bun caz, se mai cântă pe negativ, singur pe o scenă cu trei flori sau știu eu ce-o fi acolo amenajat și cânti, adică te faci, închizi microfonul și dai din buze. Nu sunt de acord. Nu sunt de acord și aș vrea să... Adică dacă aș putea să fiu... Așa e. Ești în asentimentul meu. Spune. Nu aș mai permite niciun spectacol să fie playback. Nu. Uite, suntem să de aceeași idee, să știi. Chiar mă bucur că mai este cineva și cred că în asentimentul meu sunt foarte mulți instrumentiști care așteaptă să fie chemați. Da. Să cânte. Uite, poate fi considerat asta un pericol pentru existența instrumentiștilor. Viitorul instrumentiști, da. Poate fi considerat un pericol pentru că toată lumea își face negative, mai mult sau mai puțin bune, și nu mai trebuie instrumentiști. Și atunci instrumentiștii... Încet, și nu mai... Deci, nu are rost să mă ocupe de instrument dacă nu e chemat nicăieri. Da, deci, mare păcat. Mare păcat. Eu am spus, există gen la care, două, trei dau din așa și îmbrăcate sumar și e un gen. Ăla e genul la care... Ăla e genul care... E problema lor, dar și acolo ar putea să facă așa câte ceva. Da. Dar la muzică populară mi se pare, sau la orice altceva, nu. Acum, la muzică populară, acolo, despre asta discutam, acolo e cel mai grav, când vezi că... Exact. Vine cu un negativ sau cu un pozitiv și dă numai din buze și nu. Pentru aia mai bine uite la televizor. Să vină aici să-l văd la... Bun, și încă ceva. Cum ți se par textele din ziua de astăzi? Apropo de ce se cânta
pe la începutul clubului tineretului? Când textele ai... acum, trecând și timpul, s-au adaptat timpului. Da. Sigur, lăsăm genul ăla de muzică în știm, care... care da, știm, era care, impus. Așa, și genul ăsta, care... dușmani, da, așa, nu așa, dușmani, da. Să știu, da. Nu, nu e. Bani și așa. Dar o influență mare are și asupra muzicii populare, textelor de muzică populară. Texte simple mai greu se fac acum, adică puțin mai fac texte simple care să prindă la urechea omului și să rămână în... Cum vorbeam noi de prietenul nostru, de Cătălin, care el face și în momentul de față face texte dovada simple, este drăguțe. Că tocmai asta, dovada e că se poate să fii tradițional și ziua de asta, să dai ceva așa de la rădăcină, de acolo de unde trebuie. Trebuie să rămână muzică populară, simplă, populară, pentru că înainte țăranii care o cântau, oamenii care o cântau bine, țiganii cântau, într-adevăr, cel mai mult țiganii cântau, dar și românii ulterior. Și restul fredonau, urma urmei, sigur. Trebuie să rămână așa simplă, de la talpă. Degeaba o cosmetizez și o vopsesc și o dechisesc și o parfumesc, că nu merge. Trebuie să rămână, părerea mea, să rămână așa. Chiar și ritornelele dintr-o melodie, dacă sunt făcute foarte, foarte complicat, nu-s reținute, nici măcar de instrumentiști, apoi de publicul larg. Corect. Rămâne simplu. Uite, părerea unui om care știe despre ce vorbește aici. Chiar, da, părerea mea. Părerea lui Dan, dar într-adevăr ai dreptate. Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, uite cum a curs așa, deci viața ta a povestit așa frânturi din viața lui, pentru că mergem și o săptămână și putem să povestim. Să zicem, cum vezi viitorul orchestrei de la Casa de Cultură, să zici, și al tău în contextul ăsta? Cum, te vezi cântând în continuare? Cel puțin încă vreo câțiva ani, da. Adică sper ca cei care sunt acum, de la ei să se mai lipsească și alții să vină. Sper să nu se întâmple nimic cu școala de muzică, care este o pepinieră și în ziua de azi, pentru că e foarte ușor când vii și pui notele în față și ei încep să cânte. Da. Bine, mai greu să le pui puțin la punct stilul, să nu rămână școlaresc, să fie totuși puțin stil de populară. Deci mă văd cântând și mai departe, mai târziu, chiar dacă nu de aceiași copii tineri, poate vin alții și obligația noastră este să atragem de partea noastră a orchestrei oameni capabili care și tineri capabili, să le dăm ocupație, să le deschidem orizonturile, să să-i ferim de viciile astea, de care viciile, sunt în ziua de astăzi, tehnologiei din ziua de astăzi. Da, că de multe ori am zis, decât să stai să te joci pe tot fel de jocuri, mai bine ai și studiază puțin, dacă vrei. Nu poți nici să obligi, nu sunt profesorul lor. Absolut. Nu sunt, sunt prietenul lor. Trebuie să-i înțelegi. Dacă nu ești cu ei și nu-i simți, Ești contra lor. Dănuț, îți mulțumesc mult. Într-adevăr, o experiență de viață. Muzica, într-adevăr, este viața ta. E clar, e concluzia mea după povestea asta scurtă pe care am avut-o. Este viața, ai dreptate. Este viața. Bun. Dane, multă baftă în continuare. Băiatul tău să-ți calce pe urme și încă o dată mulțumiri soției tale pentru faptul că vă înțelege acum. Exact. Da. Bun. Dumneavoastră vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați urmărit pe Sticlă, la Daregin TV și, bineînțeles, Radio Galaxia 96,3 FM. Sunt Ghiță Zileru, punem punct aici ediție de astăzi, Reginul în direct, iar până la o nouă întâlnire, numai bine! Vedeți astăzi la jurnal. Se plombează străzile din municipiu. Stația de asfaltare a primăriei și-a început activitatea încă de săptămâna trecută. Consilierii locali s-au întrunit marți în ședința ordinară a lunii martie. Programul O primăvară curată pentru un mediu curat este pe ultima sută de metri. Preșcolari de la grădinița cu program prelungit numărul 1, Voinicel, au demonstrat că sunt cei mai buni recitatori în cadrul concursului județean Animalele la sfat. Mult așteptatul videoclip al lui Vizi Imre în colaborare cu Shift a fost lansat marți, 25 martie. Culturism și fitness la Sâncraiul de Mureș, etapa zonală a campionatului național, va avea loc pe 29 martie. Despre toate acestea, imediat la Jurnal de Reghin. Yeah.
Hotel Restaurant Marion Pădurea Rotundă. Locație de referință pentru reghineni. Situat în mijlocul naturii, acesta constituie locul ideal pentru cele mai importante evenimente din viața ta. Restaurant de tradiție într-un original cadru arhitectural. Meniuri diverse oferite de maestri bucătari consacrați, un personal atent și bine pregătit profesional. Atmosferă relaxată într-o adevărată oază de liniște. Hotel-restaurant Marion Pădurea Rotundă, simbolul eleganței și rafinamentului reghinean. Mobilă din lemn masiv la comandă, dormitoare, bucătării, livinguri, terase, uși de interior, la orice dimensiune, culoare și esență a lemnului. Realizează modele după idei proprii în stilul dumneavoastră cu designeri în funcție de tendințele actuale și cerințele pieței. Mobilă antică din stejar cu o vechime de aproximativ 100 de ani lucrată manual. Vitrine realizate din vitralii lipite cu plumb. Reghin, Bulevardul Unirii, bloc 17, scara 3. Mobila Style. Mobila stilului tău. Caută și citește ultimul număr al revistei Reghinul Nostru, prima revistă de atitudine civică și promovarea valorilor locale. Articole exclusive, reportaje concise, portrete ale valorilor locale și interviuri cu personalitățile reghinene. Totul într-un format ușor de citit și cu un design atrăgător. Revista Reghinul Nostru se tipărește în 3000 de exemplare, distribuite gratuit, iar articolele pot fi citite și pe www.reghinulnostru.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Redirecționează 2% din impozitul pe venit către Fundația pentru Smurt. Un formular completat înseamnă o viață salvată. Atât de puțin pentru tine, înseamnă totul pentru el. Reghin TV vă invită să descoperim împreună oamenii care scriu istorie, caracterele ce modelează prezentul și ideile ce pot schimba viitorul. Sunt Veturia Fechete și te provoc să schimbăm împreună destine la Senso. O emisiune pentru trecut, prezent și viitor. Ești nebunit după muzică, teatru sau concerte? Ori cauți acta, divertismentul sau evenimentele culturale din Reghin. Noi îți aducem în casă zâmbetul și culoarea necesară.